Marea familie Via Construtier a fost colindată ieri de numeroase grupuri de colindători venite din tot județul Vaslui. Colindătorii au fost primiți cu mare bucurie și cinste, conform tradiției, de Ioan Ciomaga, administratorul acestei societăți comerciale de succes din județul Vaslui. Alături de domnia sa, au fost prezenți în calitate de gazde, fiica, ginerele, nepoata, precum și reprezentanți ai marii familii Via Construtier. Grupurile de colindători au fost primite lângă bradul de Crăciun din holul cochetului sediu Via Cons. Încă de la primele ore ale dimineții, Ioan Ciomaga, patronul și directorul general al Via Construtier Huș, a fost copleșit de glasurile celor mai tineri fotbaliști ai clubului de Liga 3-a Hușana Huș, care au venit să-l colinde. Puștii, însoțiți de vicepreședintele Hușanii, Cătălin Țocu, nu au venit cu mâna goală și au dăruit lui Ioan Ciomaga o cană, o eșarfă și alte articole promoționale cu semnele clubului. La final, directorul Via Construtier și președintele clubului Hușana, Daniel Dobrea, i-au felicitat pentru rezultatele din acest an, sperând ca în câțiva ani fotbalul hușan să ajungă în Liga Secundă. Familia Hușanei. Cei mai mulți dintre ei sunt copii. Sunt și câțiva dintre antrenorii grupului nostru. Știți probabil, Hușana a devenit o stare de spirit. A devenit o mare familie. Este un club important la nivelul județului Vaslui și la nivel regional chiar. Noi ne mândrim cu lucrul acesta. Am venit împreună aici cu copiii să colindăm și în același timp să mulțumim unuia dintre cei mai importanti susținători ai noștri. E vorba de Via Construtier. Mulțumim că sunteți alături de noi. Mulțumim, suntem fericiți, suntem mulțumiți că o societate atât de importantă la nivel național de data aceasta este alături de noi, din punct de vedere financiar, din punct de vedere logistic. Mulțumim încă o dată. Copiii cunosc povestea Via Construtier, cunosc susținerea pe care ne-a acordat-o această societate de-a lungul timpului și și-au dorit să înceapă colindatul de la Via Construtier. Mulțumim încă o dată și sperăm că veți fi alături de noi și în continuare. Să creștem mai mult sunt copii din diverse generații, plecând de la 2012 până la 2004, 2002 chiar. Da, unii dintre ei au performanțe deja, alții sunt în creștere, abia au început și sperăm că împreună vom realiza lucruri importante. Pe noi ne mulțumește, ne satisface că
La nivelul municipiului Huș se întâmplă și lucruri din asta. Se întâmplă că sunt oameni care iubesc fotbalul, care iubesc sportul în general, care iubesc cultura, care iubesc educația. Domnul Ciomaga este unul dintre aceștia. Eu sunt vicepreședintele clubului și mă bucur că l-am alături în munca pe care pe unul de-al dumneavoastră și l-am pe domnul Dobrea, care este un om cu super mare, un om care iubește copiii, un om care iubește fotbaliștii și care nu prisosește niciun efort ca noi să creștem. Iarăși îi mulțumesc și acestuia. Noi am venit cu un mic cadou. Acesta era pentru domnul Ciomaga, era pentru Via Construie. Sunt simbolurile clubului, sunt câteva obiecte care poartă aceste simboluri. Și o să rog pe Rareș Dobrea și pe Țopădoare, sunt cei doi copii ai conducătorilor clubului, să ofere domnul Ciomaga acest cadou. Haideți copii! Avansat, unul la început de carieră. Dar nu mai avansat, dar are și la început. Asta e centrul înaintașului. O canal din care suntem numai apă. Un fular care s-au luat. Să-l purtați cu dumneavoastră când veniți la meciurile noastre. Da, noi o să-l punem aici. Puteți să-l luați și la biserică, să știți. Cu siguranță o să-ți poate lucrul ăsta. Dar e foarte frumos. Aici, pe locul cu tricoul. Poate fi purtat și la gândurile bune le spunem la urmă. Mulțumim frumos de capra. Iar cred că Rareș vrea să ne spună capra. Știi capra? Rareș, ia să vedem aici, la mijloc. Stare, ia spune capra de la Iași. Asta-i capra de la Iași. Nu se mișcă nici de-ai pași. Ca să stea un pic de lapte, trebuie să nu umezi până la șapte. Ța, 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 caprița, ța, dar din coadă nu mai sta. Și drogoșorul, cred că atunci când plecăm, nu? Da. Vă spunem acum? Da. Ia să vedem dacă-l știm. Și cei mari, da? Hai, 1, 2, 3, 5. Apo, apo! Stați în zi și luminați, lângă voi vă alăturați și cuvântul n-ascultați. Mâinea nu se noiește, scrupușorul se pornește și începe a ora pe la casa colinda. Iar mai greu o mătrimare, semne bune, anulare, semne bune de Crăciun, pentru părătă de sub loc, iar mă vreați mai plăcăiești. Să creșteți, să crească această societate, să crească municipiul Huș, să crească Hușana, să ne întâlnim sănătoși și în anul ce va veni. Mulțumim! Victorie! Cât mai mult, cât mai mult! Mulțumim frumos conducerii clubului pentru frumoasa surpriză. De altfel, cred că este un obicei ca în perioada asta de sărbători copiii să ne bucure și să ne transmită un mesaj de liniște și de înțelepciune care noi la rândul nostru o să-l folosim, o să folosim această înțelepciune. Prea multe lucruri n-am să vă spun decât că mă bucur că am putut și anul ăsta să participăm cei drept foarte puțin pentru sponsorizarea acestui club. Sunt și alți sponsori, trebuie să recunoaștem aici, dar lasă-mi voie să completezi amănunte Dan Dobrea, care este președintele clubului, asociației și împreună cu domnul jurist, care a depus enorm de mare suflet, l-am văzut acolo pe la meci,
cred că este cel mai bun comentator și vedetul nostru. Nu e un lucru ușor, nu e un lucru ușor că se echilibrezi și luați cu faptul că echilibra adversarul de public și așa mai departe, pentru că vrând nevrând spectatorii, publicul, mag și au și acțiuni din astea de euforie când mai scăpăm și cuvinte nepotrivite. Și atunci dânsul le calmează și le transmite mesajul pozitiv celor care joacă fotbal. Vreau să spun că ne-au încântat sportivii dumneavoastră, au obținut rezultate fantastice, nu credeți că, așa cum spunea Dan Dobre și altcineva, locul celor suntem pe? 12, chiar așa de ușor. Un loc onorabil, ținând cont de faptul că suntem o echipă nouă. Sigur că da, sigur că da. Este și că fotbalul a lipsit la Huș timp de atâția. Am revenit după 7 ani în Liga a 3-a și suntem deosebit de mulțumiți, de satisfăcuți că suntem înaintea Vaslui și a Vârlajului. Adică singura echipă din județul Vaslui care reprezintă fotbalul la un nivel înalt. Da, eu mi-aș dori ca peste câțiva ani, nu la anul, fi foarte aproape, dar peste câțiva ani de zile să auzim că această echipă joacă un fotbal și cu un fotbal care se reprezinte divizia. Aveți curaj? Avem curaj. Așa, divizia B. În Liga a doua și cu acești copii, pentru că în urmă cu niște ani, cred că prin 2011-2012, când am pus bazele acestei mișcări, care se va numi Bușana, am gândit să pregătim copii. Promovarea în Liga a 3-a a venit la pachet cu creșterea acestor copii. Trebuie să știți că și copiii ăștia micuți, cum sunt ei, care iubesc fotbalul, care unii dintre ei au deosebit talent, au rezultate. Chiar la momentul acesta. Și noi sperăm că ajutându-i, cultivându-i, educându-i, pentru că noi suntem, ne considerăm a doua lor școală. Să știți că mergem la turnee împreună, merg părinți, merg copii și am făcut lucruri sponsori împreună cu noi. Iată, Via Consul ne-a asigurat de fiecare dată transportul. De exemplu, un lucru foarte important pentru acestor copii. Și sperăm și cu acești copii să ajungem foarte sus. Repet, noi suntem a doua școală. Acești copii așa au învățat că la Bușana continuă ceea ce fac la școală. La școala 3, la școala 1, la Colegiul Național Cotă Vodă sau la Liceu Agroindustrie. Dan, spune câteva cuvinte. Michele, aș vrea să vă mulțumesc pentru frumosul cadou. Sunt sigur că peste un an de zile o să mi-aduceți mulțumiri când l-am expus, l-am folosit acolo unde trebuie să-l folosesc, inclusiv la biserică. Am să cer o binecuvântare la părinții să văd dacă îmi dă voie, dar cu siguranță mă distrag și îmi dă voie. Mulțumim frumos pentru tot! Bună ziua, copii! Bună ziua! Mă bucur enorm de mult că ați venit astăzi la noi să ne colindați. Observ o mare creștere în rândul acestui grup, ceea ce îmi dă mari satisfacții și mai multă încredere să pot, împreună cu domnul vicepreședinte și alături de sponsorii noștri, să luptăm cât mai mult. Despre asta e Hușana, toată lumea la începutul campionatului ne vedeau șanse zero. Cine sunteți voi? Nu o să aveți niciun meci câștigat? O să fiți ciuca bătăilor? Chestii de genul ăsta. Pe noi ne-au încurajat lucrurile astea. Mai mult decât atât, colegii noștri de la Via Consultier au cumpărat într-un număr foarte mare abonamente pentru a fi prezent la meciul de echipei noastre. Vreau să-i felicit pentru efortul făcut. Nu este ușor ceea ce facem noi. Este lucru cu copiii, știți și dumneavoastră, este foarte greu de pus la punct, dar cu disciplină și cu dăruire putem face un grup, cum a spus și domnul vicepreședinte Cătălin Țocu, unit și puternic pentru a putea merge cât mai departe. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit și sperăm ca în fiecare an să păstrați acest obicei și să veniți la colindat la toți sponsorii noștri. Am învățat
învățat un lucru fantastic în viață, vremea când nu eram foarte bun la școală, dar mai plecam așa în excursii și dețineam cât de un discurs profesorul. Și din plictisam și la un moment dat începeam să aplaudam. Nu-i cazul la domnule acum, dar e cazul pentru noi ceilalți sau pentru mine, ei să aplaude la un moment dat când nu le convine ceva, să aplaude și eu îmi dau seama și nu mă povestesc ca să este o fază autentică, mi-o povestit o Adina mea care era la o conferință și cu profesorii vorbesc foarte mult la început, la un moment dat când se ridică studenții și încep să aplaude. Profesorul, bineînțeles, a plecat. Mi-dați voie să ne servim copii. Fetele noastre frumoase, vă servesc și ție. Atmosfera de la Via Cons a devenit emoționantă și înălțătoare atunci când un grup de măicuțe de la o mănăstire din zona Hușului au interpretat mai multe colinde vechi. Sănătoasă, până la anul, până la anul.
să-l vezi cu frumoasele colinde, dar mai mult ca atât, cred că s-o transmit sentimentul sau poate gândurile. Ați început cu un colind care îmi place enorm de mult și care l-am ascultat, cred că prima dată la Limor în Franța, când în altul Iosif a fost colindat de către toată diaspora, da, și corala, bineînțeles, și nu știu dacă ați sunut colind, când ați sunut de anul trecut, dar ăsta a fost cel mai drag colind. De fapt, toate sunt extraordinare, dar eu l-ați început așa cum se pare că l-am recomandat și la băieții ceapă. Mulțumim frumos! La final, prin intermediul postului de televiziune Total TV Vaslui, directorul Via Construtier Ioan Ciomaga a transmis tuturor angajaților, colaboratorilor și vasluienilor gândurile sale cele mai bune și salutul creștinesc Crăciun fericit. Via Construtier ar vrea să adreseze un scurt mesaj de mulțumire prima dată tuturor angajaților de la noi, de la societate. Și mă refer aici la cei peste 350 de angajați, dintre care 38 personalul TESA. De asemenea, transmitem mulțumirile tuturor colaboratorilor noștri, fără de care Via Construtier nu putea să obțină rezultatele acestea. De asemenea, mulțumiri autorităților care ne-au sprijinit ca proiectele noastre, contractele noastre să fie finalizate. Mulțumim de asemenea și locuitorii municipiului Buș, și în special celor care, prin fața cărora am trecut, mă refer aici cu lucrările noastre. În această perioadă toată lumea se pregătește să întâmpine așa cum se cuvine, cu bucurie, cu sănătate și cu pace. Din partea noastră, sărbători binecuvântate, cu pace în suflet și cu prosperitate. La mulți ani!